Bună ziua, o să fiu mai interesat de întrebările dumneavoastră, doar în câteva cuvinte am discutat ceea ce discutăm de multe ori și în multe întâlniri despre codul administrativ, o lege care să cuprindă toate prevederile pentru administrația locală, legea finanțelor publice locale, legea administrației locale, de asemenea discutat despre salarizarea din sectorul public cu o abordare separată pentru aleșii locali. Am spus-o, o spun și acum și o să o spun mereu. Din punctul nostru de vedere, cred că, mai ales în ultima perioadă, când mulți aleși locali se plâng că au crescut foarte mult salariile funcționarilor, după o interpretare, unii spun corect, alții spun greșită, a unei decizii a Curții Constituționale, punctul meu de vedere, pe care îl voi susține în Parlament, este că la legea salarizării unitare, administrația locală trebuie să aibă o abordare separată, o anexă separată, așa fel încât să le prevedem un nivel minim de salarizare, dar la maxim să hotărască fiecare. Pentru că nici abordarea prezentă în care salariile s-au dus, cred că până la cât 150 de milioane de lei la un secretar de județ, ceea ce trebuie să spună dacă este mult sau puțin și în schimb cer bani la guvern. Fiecare autoritate locală, pe principiul autonomiei pe care și eu îl susțin și susțin de mulți ani, să hotărască cât se angajează, păstrează, cât le dă salarii. Dacă vor să dea toți banii pe salarii și să facă mai puține investiții, trebuie să fie o decizie și o responsabilitate a dumnealor. De asemenea, am discutat despre legea prevenției, care, față de ce am spus în programul din campania electorală pentru mediul de afaceri, trebuie să cuprindă și un capitol pentru autoritățile locale, pentru că și aici trebuie să susține foarte mult prevenția. Cam astea au fost discuțiile în principal și despre descentralizare. Aștept întrebările dumneavoastră și eu și colegii.